Fecioara Maria, în paranteză Mimi, că așa mă cunoaște toată lumea. Deci am cunoscut copiii la cort unde am fost, am primit și broșura aceea și ziceam, și am cunoscut copiii de la liceul Integritat. Am cunoscut acolo niște băieți, mi-au vorbit foarte frumos, mi-au oferit o carte, am luat-o cu mult drag, am citit-o și m-au invitat la Biserica Adventistă și mi-a plăcut foarte mult. Liniște, mi-a plăcut cum s-a predicat, foarte calm, mi-au plăcut copiii care au fost încântată de ei și Dumnezeu să-i ție așa, să-L urmeze pe Domnul Iisus cât trebuie, să asculte cuvântul lui Domnul Iisus, că oricum aici când vii se învață numai lucruri frumoase, numai lucruri bune, numai ce e bine să facem și ce nu trebuie să facem, că de multe ori mai greșim. Ne-o iartă Dumnezeu o dată, de două ori, dar păi cât trebuie să ne dăm și noi seama. Mie, oricum, pot să vă spun că mi-a plăcut foarte, foarte mult această biserică. Este prima dată când intru într-o biserică de adventiști. Nu știu dacă promit sau să nu promit. Dar să zic că nu e o promisiune. Trebuie să spun ceva, oricum. Eu mai vin pentru că mi-a plăcut. Și atmosfera și predica.